Salutare și bine te-am găsit la Minutul de Informație. Astăzi vom discuta despre testele pe care le putem face în primul trimestru de sarcină. Așa cum știi probabil, în fiecare dintre cele trei trimestre facem o serie de analize pentru a vedea diferiți parametri și a vedea evoluția lor pe parcursul sarcinii, încât nașterea să fie cât mai ok, atât pentru mamă cât și pentru bebeluș. E important de știut că avem dreptul să facem aceste analize și teste în mod gratuit, mergând la medicul de familie și rugându-l să ne dea o trimitere. E bine de știut pentru că eu mi-am făcut toate analizele contra cost, întrucât nu am știut acest lucru la prima sarcină. Testele pe care le putem face în primul trimestru sunt teste de sânge, teste de urină și teste genetice. Testele genetice se împart în două. Avem testele de screening, care ne arată doar probabilitatea sau posibilitatea de a avea anumite anomalii cromozomiale. În România, deocamdată, aceste teste de screening sunt relativ scumpe și cele mai cunoscute sunt Panorama și Harmony. Iar dacă acestea arată o anumită probabilitate, se trece la testele de diagnostic, care sunt mult mai precise, însă sunt foarte invazive și nu se recomandă dacă nu există o anumită suspiciune. Putem să facem și testări suplimentare, însă despre toate acestea am discutat mai pe larg într-un articol de pe blogul meu, pentru care o să vă las linkul în prezentarea acestui video. Te aștept cu întrebările tale, astfel încât să-ți dau informații cât mai relevante. Te îmbrățișez cu drag, pe curând!